Ei, o salutare al Vagin și bine am regăsit la un nou episod de League of Legends astăzi. Un pic de tatuaj, se vede? Nu se vede absolut deloc. Bine m-am regăsit la un nou episod de League of Legends. M-am decis să revin pe canal, am luat o pauză extrem de lungă de pe canalul de gaming, dar m-am decis să revin în forță cu videoclipuri în continuare. O să jucăm League of Legends, o să revenim cu seria. Acum, by the way, sunt în rank, deci m-am decis să mă reapuc să cresc contul, practic. Nu știu, suntem în silver în momentul de față, pe undeva. Deci suntem pe undeva în silver și vrem să creștem contul, să mergem în gold momentan. Deci o să avem o serie din asta și o să avem o serie în care o să jucăm cu toți campionii. Vreau să-mi lăsați multe sugestii și în comentarii în care să-mi spuneți cu ce campion ați vrea voi să joc. Uite, bă. Deci se ferește inimaginabil de bine Veigar. De ce dau numai de jucători din ăștia așa de buni? Contra lui Karthus. Deci tot timpul e... Mamă, nu, e foarte greu să-l nimerez, mai bine am grijă. Plus că i-a făcut un gank Lee Sin, am început meciul destul de târziu. Dar vreau să vă zic, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri pentru că e revenire și dacă vă multă susținere, promit că o să am mai multă motivație pentru a reîncepe cu postatul pe canalul acesta. Am în niră gang, am zis, dar nu mi-a zis nimica. Iar, aoleo, băști! Băști că ești un sărac care stă la pomană. Lee Sin stă și o freacă. Ăsta, ii stă și o freacă. Bine, și Lee Sin stă și o freacă. Dar ii e frecangiu secolului. Stă acolo. Uitați-vă la ii. Bine, și ia blue-ul, înțeleg, dar totuși. Sperăm că Nasus o să reușească să-i facă față lui Garen. Momentan o duce ok. Ce bow sunt, bă. Nu, pierd toți ăștia, nu mai dau. N-am mai jucat de foarte mult timp cu Karthus. Da, n-am damage momentan. N-are sens să încerc să-i farmez pe ăștia de sub turetă, că e degeaba. Hai, du-te, nu-l ia oricum. Double kill. L-am murit pe ăla pe bot. That was nice, bro. That was nice. Am făcut un double kill. Măcar l-am murit pe ăla, pe fraierul ăsta de Veigar. Are și el două kill-uri în momentul ăsta. Dar, na. Oricum a venit, ați văzut, a venit doar la kill steal. Cum uita de League of Legends, ce să le ceri? Probabil un compil din ăla infect care nu știe să joace, nu are nicio treabă și el vine să facă kill steal. Deci din toate momentele alea bune în care putea să vină să mă ajute să facem kill. Man, I almost died. Help me to stay safe, cause he Veigar. You fight, da, nu, vrea, el vrea să... El ce ar vrea să fac? El ar vrea să stau tot timpul sub turetă, îi se pare, lui e o idee bună. Iar eu, dacă stau sub turetă, nu pot să farmez cu ăsta, efectiv. N-am mai jucat de foarte mult timp și mi-este foarte greu să farmez sub turetă. Bun, hai să luăm ăla. Nu e așa ușor să farmezi cu ăsta. Adică, în momentul ăsta e decent, dar... Trebuie să aștept ultimata. Aia e marea problemă momentan. Uite-l pe ăla, bă, dar numai ăla! Bă, deci vine ăsta la gang non-stop, jur. Am pus să-l fac acum, că e și Veigar acolo. Și Veigar mă va bate. A plecat? Da, momentan a plecat. E ok ca morduri. Binișor puse, e ok. Dacă n-avea morduri, era groasă. Bun. Nope. Hai că stăm ok. Stăm ok momentan. Stăm destul de bine. Bun. Ăla îl pierd. Bun, și mai dau o dată acolo. N-am ultimata încă, va trebui să mai aștept. Op. Vin și eu. Eu-s pe drum. Au prins-o pe Morgana. Vin. Îi iau pe aici? Bine. Ăla scapă? Ziceți. Da, momentan a scăpat fraierul. Unde? A scăpat?
Da, scăpa fraieră. Bun, hai că vin. Bun, lasă-l aici. Îl țin, îl țin. Nu merit să iei kill-ul. Bine, chiar dacă eu am ratat alea, ei nu merită să ia niciun kill, este foarte jegos. Sincer, joacă ca un jegos. Bun, hai că sunt bine momentan, am killing spree eu? Sau, cred că Jinx are, nu eu. Na, Jinx e mai bine de killing spree, de fapt. Nope. Scuze. Ce? Nope. N-am mana, mai bine stau safe. Mai bine stau puțin safe, că stau prost cu mana și dacă n-am mana e gras. Aolo, aolo. Ok. Ok. Ok, mă liniștesc. Oricum n-am nimica, nu mă deranjează. Cum facem? Vindem poțiunile astea, că-s destul de useless momentan. Ce am, mă? Deci am... Nu știu, n-am bani de asta încă, ceea ce-i nașpa. Ce-ar trebui să-mi iau? Aș vrea chestia asta, o să mă aștept foarte mult Corrupting Potion-ul. Dar vreau să-mi cumpăr ceva acum. Realize Crystal Sept, nu, stai. Ce vreau să-mi cumpăr? Trebuie... Da, hai să-mi iau Corrupting Potion-ul, clar. O să mă aștept mult. Unde-i, mă? Ah, vreau Ward! Uitași, dar n-am loc oricum de ori, deci ce să faci? Ii stă doar la farm, dar... Nu știu, oricum nu face nimica, doar farmează. Mă ajută și pe mine? Sau îl doare la banană? Hai! Ăsta de ce stă atâta până se bagă? Așa. Nu trebuie să iei tot fa... Bă, e chiar da bine. Nu trebuie să-mi iei și farmul, nu e obligatoriu să știi. Hai să băgăm o poțiune din aia. Bun. Nu știu, cred că l-am prins pe ăla. Nu? Ce-a supraviețuit fraierul, bă? A supraviețuit fraierul. M-a făcut. Hai să băgăm poțiunile astea. Poțiunile alea blanao sau sal? Oh my god, nu e ok. Oh my god, nu e bine. Bag asta. Ok, am plecat, nu mă bag. Nu mai am mana. Stai liniștit. Nu mai am mana, mai bine nu mă mai bag cu el. Dăm un back și cumpărăm chestii. Și ne cumpărăm Road of Ages. Mamă, deci nu jocă rău pentru o revenire de atâta timp. N-am mai jucat de foarte mult timp, trebuie să țin cont de chestia asta. Și sunt destul de concentrat la meci, pentru că dacă... Na, a lipsit atâta. N-are sens să mai iau word-uri acum, să cumpăr de-alea în plus. Bun, deci o să ne luăm Road of Ages. Băi, vreau ceva ca să-mi dea mana. Nu știu ce. Ei zic că ăsta m-ar ajuta acum. Nu știu, mi-aș lua Arhanged Staff-ul pentru că mă ajută foarte mult pentru mana. Că ăsta costă 44 mana fiecare bucată, ceea ce e super mult. 3200 costă, e enorm. Ok. Avem pe fraierul ăla acolo, care a făcut kill, văd. Bă, dacă e ok, ei măcar se descurcă, nu e rău. Eu nu prea mă descurc cu fraierul ăsta aici, pe mid. Nu o să pușez, pentru că e clar că o să vină el. Îți dau puțin scaunul, mai așa. Mă ajut și pe top să ajut. Să se pușeze, dar nu, că nu. Nu mă aștept cu nimic ca să-l bat pe ăla. Mai bine farmez.
Farmez că n-am ce să fac momentan. Eu o să fiu foarte bun de teamfighturi. Dar până acolo mai e, asta e nașpa. Mai e până la... Oulă, glumești cu mine? E ok. E ok, nu-i panică, man. Știți vorba aia? Ah. Nu vă luați de mine că nu joc. Wow, v-am zis, o să... E revenire, n-am mai jucat oricum foarte mult timp. De foarte mult timp, lol. Dar e revenire, nu-i problemă. Nu-i panică. Hai să te luăm ăsta pentru niște cooldown. Avem 0.95 la Q și cu ăsta avem 0.95. Deci nu mă ajută cu nimic dacă îl iau. Mai degrabă mi-a ajutat ceva care să mă mențină. Nu, uite asta ca să am... Nu, ăsta ca să am speed-ul ăla nebun. Sau? Da, ăsta că altceva n-are ce să mă ajute, că eu cum dau de la distanță în ei, deci ok. Bun, hai să vedem. Pe ăla l-au bătut, bravo. Lucian, nu știu, o duce prost. Deci Lucian și fraierul ăla o duc prost la ei. Hai să mergem să-l ajutăm. Lasă-i ăla, ajută-i. Hai mă, dă-i. Am scos ceva. Am scos unul și Jinx a făcut double, deci sunt fericit. Mergem pe Tier of Goddess. Hai să mergem după aia să... După ăsta, din câte știu, dacă mi-l transform, doar îmi dă doar mana în plus, nu-mi dă nimica special, deci... Dar o să mă ajute mana aia. Sau, de fapt, știți ce? Cred că aș merge să... Iau, fiți atenți, că știu eu. Cred că ar merge mult mai ok dacă mergi la... Asta nu-mi dă mana, nu. Luden's Echo, că din câte... Da, dă mana. Păi, mi-au luat în seco direct. Nu? Luăm așa, vindem ăsta că... Na, nu mai ești așa mult. Și facem asta. Bum. Nu, hai să luăm ăsta că e mai mult damage și e ok. Bun, hai că e ok, sunt fericit. N-am mai filmat de foarte mult timp gaming și s-ar putea ca... Ca și comentariul meu să fie destul de ciudat, pentru că ne filmând de atâta timp... Îmi pare rău. Cu comentariul Ivă că se bate acolo, vrea să facă kill cu orice preț și cu prețul morții lui. Da, a jucat foarte bine. Morții lui, știți la ce mă refer? Că va muri, nu la altceva, nu vă gândiți. Eu am dat de ăla. Nope. A, eu sunt acolo. Nici o șansă. Are mult prea mult viață Garen. Am jucat super slab eu personal. Deci meciul ăsta am jucat slab. Trebuie să accept chestia asta și sper să înțelegeți, v-am spus. Mamă, extrem de prost am jucat. Cred că n-avem șanse de câștig. Nu știu, trebuie să vedem dacă reușim. Încă nu opresc meciul sau filmarea ceva. Încă eu dau speranțe încă meciului. Dar ne-au pușat destul de urât mid-ul. Ce zic fa lui? Ei are impresia că el nu trebuie să ajute. El e jungle-ul care car. Ăsta câte are 200 de... Da, nu-i fac noi rău cu stack-urile Nasus. Nu e vina lui sau ceva. Trebuie să mut microfonul undeva aici ca să nu mă trage. Hai să vedem. N-am. N-am cum să vin. I-a murit? Da. Bun.
Hai și noi, băieții. Damage acolo. Eu sunt viu. Bravo. Bun, hai să băgăm poțiuni multe, să ne facem viața. Hai să ne apărăm mai bine midul meu, ok? Mamă, dar mult iau, deci ultimata mea 71 de secunde, foarte mult. Până își revine, enorm chiar. Ok, ok. 950 între pentru a vând asta. Nu mai am nevoie de ea. 950 unde e? Uite. Bun, avem asta și asta ne mai trebuie 1050 ca să ne facem London's Echo full. Și avem multă mană după, dar după o să trească să mă transform într-un tanky builder, adică să am mult HP. O să trească mult HP. De aia zic că nu știu ce să construiesc după asta, pentru că damage-ul meu momentan este foarte mic. Este un damage extrem de mic, trebuie să găsesc mai mult. 44 de dau cu asta, asta am dat 54 mana pe secundă, asta consumă de rupă. Mamă, cum alergă o proștie. Deci am o consumție de mana imensă. Trebuie să am mare grijă cu chestia asta. Să fiu atent. Deci eu cred că putem să-i batem. Mă mănâncă și mâna, serios? De ce mă mănâncă palma cealaltă, unde ne-am tatuajul? Am și un farm foarte prost. A revenit Alex, cel care nu mai știa să joace de bine LOL. Dar mai țineți minte că aveam meciuri foarte... Ok, ok. Asta cât 100, doamne, câtă mană poate să mănânce campionul ăsta. Și ultima ta, 175 mana. Opa. Dombi, nu fii atât de dur, mă, nebunule. Ia uite-l pe Lissinian, stă în tufe. L-ai luat, Nasus? Nu știu dacă îl prinde pe ăla. Nea, nu-l prinde, îl bate Nasus pe ăla, de lejer, ia lui. Hai, Nasus, că l-ai bătut. E-al tău, hai! Ce? Nu! M-a bătut! Ha, mă, cum a prins prostul, bă! LOL. Mamă, ce... Mi-a dat la play un pic acolo. V-am zis, joacă chiar bine Irvei, care ăsta. Am încercat să am mare grijă la el. Ce să cumpăr, mă, acum? Stau bine cu stacurile pe asta, măcar. Și am făcut asta, hai să facem un Rebadance Death Cap, să dăm și noi damage, tati, că damage-ul nostru nu există momentan. Mă înțelegi? Deci îmi trebuie Rebadance, îmi trebuie... deci îmi trebuie Rabadance, îmi trebuie... Cred că și voi stau fost să trăiască. Sau, de fapt, nu, că ăștia nu construiesc HP Resistance. Nu m-au luat ca pe o mare amenințare momentan, ceea ce-mi convine, pentru că o să le dau mult damage. Îl las pe asta să farmeze? Da, hai, farmează-i tu. Fă-ți stack-urile, tati. Ok. Bun, hai să vedem. Garen, ia vină cu a tati. Vină cu a să o dai cu noi. Da, tati. Ia. Bă, că i-am scos flash-ul, ceea ce e bine. Opa. Opa. Catule! Ce m-a prins prostul ăla. Le spart nebunia asta. Nu mi-o lua. Mersi.
Hai că am fost bine aici. Bravo băieți, bine jucat. Hai să cumpărăm un ăsta să dăm mai mult damage. Damage-ul este foarte important. Nasus un push pe top, exact ceea ce ar trebui el să facă. Cu asta te-i se ocupe. Adică uite, în team fight-ul noi ne descurcăm. Că dau foarte bine în ei toți. Dar Nasus avem nevoie de un jucător ca și Nasus, clar. Deci clar avem nevoie de un jucător ca și Nasus. Mamă. Prea drept. Oh, genunchii mei ce mă dor. De abia aștept să-mi schimb birou. O să-mi schimb birou, băieți. Biroul ăsta e de mic. Iar eu am crescut atât de mult. Bun, hai să-l... Ce faci, tati? Ah, vine ăla. Măcar avem dragonul de foc care ne dă... Și la mici probabil de ocean. Nu știu ce ne dă ăla de ocean, din câte știu. Ne dă missing urme, mana regen. Și avem ability power 8% în plus de la ăsta de foc. Dacă mai prindem 2 de foc avem 24%, ceea ce e imens. Gândiți-vă că Rabadon ne dă de 40. Adică mai mult de jumate din Rabadon avem din dragon, ceea ce este imens. Dar nu cred că mai prindem dragon de foc. Ce urmează? Ocean. Ie, ce face asta? Help. Mulțumesc. Mulțumesc, apreciez faptul că tot timpul sunt prins la înghesuială. Asta înseamnă, uite aici se vede faptul că n-am mai jucat atât de mult. Nu mai am movement-ul, nu mai știu poziționarea atât de bine. Dar chestiile astea vor reveni cu timpul, dacă dați multe like-uri să revenim. Sunt pus pe treabă. Bun, hai să vedem. Ăsta aici, ăștia aici. Mamă, ce mă dor genunchii. Ah, încă un puțin bani și reușesc să-mi cumpăr ăsta, dar... Dacă îmi cumpăr ceasul, cât îmi dă? 20, pișpăl. Nu mă ajută cu nimic. Cu nimic. Ia să vedem. Avem 352 AP în momentul ăsta. Trebuie să facem mult mai mult, clar. Nu e de joacă cu el. Nasus și-o va lua. Nasus și-o va lua. Nasus, ești prins. Oh, ba nu. Le-a dat-o bine. Uite-o pe Morgana. Morgana, ce fa tati? Puteai să încerci să-l ajuți. Nu, să fii bulangioaică, să stai pe mine. Da, ok, nu contează. Măcar joacă bine Morgana. Ia vedem. Aia o să vină pe acolo, clar. Deci mai bine nu stau pe mid, că stau degeaba. Mamă, poate fa baronul, dar chiar. Dar nu, cred că e Lucian acolo. Bine, au putere de fapt. Au Veigar care dă de rupe. Hai că le pușez mid-ul repede, dau puful final. Ok. Da, fa baronul, fraierii. Ia uite bă ce au luat baronul. Pa. Măcar am omorât toată echipa după ce au la baronul. Ceea ce e super bine pentru că nu se pot bucura de el. Acum nu mai pot bate. Am dat destul de bine acolo, am fost bine. 524 AP. Super bine. Hai să vedem și cu astea. Ia stați. Ce avem aici? Avem Saman Aeriu care dă bine. Shield-ul îmi place oricum, știam. Mana Flow știu, n-am treabă. Gathering Storm-ul e ok, deci la 60 de minute îmi dă 168 AP. Cât am acum? Minutul 30 vine. Minutul 30 îmi dă 48 AP. Bine, tati. Și Cosmic Insider, știm ce face, perfect timing-ul, nu mă interesează, cu care probabil nu o să mai joc pentru că n-am apucat să mi-l dau deloc. Nu suport timing-ul acesta, ăsta, mereu uit de el de stopwatch. Nici nu cred că îl mai folosesc. Iar eu o să am ne... I need blue. Can I have... Ok. Thank you. Are nevoie mai mare aici, e drept, da. N-ai cu cine. Deci îmi scrie ca în 0 viață, nu e ok. Nu suport bug-urile. Ui, doamne, ăla-i damage, da. Da. Damage-ul nostru se intensifică, damage-ul
Nu știu ca și echipa oricum se intensifică, dar damage-ul meu îmi place că e ok. Ia-ți tu pe ăla. Pune-și noi un ward acolo. Mr. Ward. Ce cute. Bun, hai să ne concentrăm. Vă că ăștia vor să dea turnuri, vor să facă, vor să dea, da. E venit, mă, flyer-ul. Oh, căcamaș, pe el dă stopwatch pus pe butonul 3 fix lângă butonul de la ward. Se întâmplă. E ok. Dar veniți mă la mine dacă sunteți șmecheri. Au plecat de acolo. Unde e ăla? E acolo. Ghearan ăsta mă tot vrea. Bun. Pregătim o ultimată din aia puternică pe care o să o dăm clar. Uite-l pe ăla, uite-l pe ăla. Hai să-l batem, hai să-l batem, îl prindem la înghesuială și-l batem. Aaaa, ce ați făcut mă acolo? Hai mă, Nasus, ce pantofi, n-are pantofi, Nasus. Nu-l prinde, bossule, că n-ai pantofi, nu-l prins, crede-mă. Aoleo. N-ai pantofi, boss. Cum să joci fără pantofi în minutul ăsta? Deja e prea mult. Stăm aici să defendăm și să facem, că Nasus s-a dus după ăla. Știe Nasus ce face, nu? Nu știe. N-are absolut nicio treabă. Ok, hai să vedem. Mamă, ce bine farmez. Bun, hai să mergem. Ce vreau mă să-mi iau acum, că nu mai știu. Nu Void Staff, clar. A, începe ăsta să-și facă împotriva mea, s-ar putea să-mi trăiască. A, sau de fapt, am o idee mai bună. Am o idee mult mai bună. Îmi vând ăștia. Dar nu, că după aia poate nu mai am bani de ceea ce vreau să-mi cumpăr, adică Relias Crystal Scepter. Ba nu, cred că să am bani dacă vând ăștia, să vedem. Deci facem așa, luăm ăștia și dacă îmi cumpăr... A, fac acum, e ok. Hai. Mamă, ce mă mănâncă. Mâna. Hai. Vinde ăsta că nu-mi mă cac în el de ceas. Oricum nu vreau să-mi fac Zonia Sourglass. 700 AP. Bun. Pe care Veigar 5000 deja. A murit foarte mult. E un meci în care se moare foarte mult. Și în care probabil o să se moară foarte mult în continuare. Dar vedem ce o să fie. Ce face Ghearan pe top? Ne pușează? E nebun el? Bun, hai să mergem să... Ok. Apărați turnul, nu-i atacați flank. Nasul vrea să-i flancheze. Nu știu, o să încerc să fac tot ce pot ca să-i țin în viață și să-i omor pe ăștia la lui. A, Nasus a luat tot top. Păcat, nici Nasus nu știe bine ce face. Bravo. Foarte bun. Hai. O ultimată Morgana? Bravo, mă. Ii, bravo, în sfârșit ai făcut ceva bun. O să ne trească și dragonul și baronul. Deci eu să-mi iau blue în schimb, da? Mi-a lăsat și mie blue. Am nevoie de blue. I-a dat-o, bravo. Hai, ia-l repede. Eu o să-mi iau blue, da? Nu mai vii și mi-l iei, că te joc în picioare. Bun. Așa, hai să vedem. Cum stăm acum? 1753 pentru chestia asta. Ok. Mulți ajut pe ăștia aici. Nu pot să-i las la greu. E și Veigor.
Na, au plecat, nu se bat, nu se bat, nu se bat, ok, ok, plec, plec, plec. Dar ăștia nu se lasă, ah, ba, da, ok, s-au lăsat, deja. Bun, hai să mai pun eu unul, uite aici. Ce faci, mă, te bați? Nu e sănătos, nasus. Mamă, deci. E ok, e ok, lasă-i. N-ai cum, James. Eu ratez foarte multe Q-uri, n-am mai jucat de foarte mult, crede-mă. Nu poți să-i bați. Ești cu mine, dar nu e așa, wow. Eu zic că trebuie să luăm ăsta. You will need this thing right here. Mă înțelegeți unde e? Îl luăm? Te-ai în gâtul tău. Ia uite bă cât dă ăla în mine. Bravo, mă. Așa. Avem și un dragon în 2 minute, băieți, în caz că sunteți interesați. Să-l luăm și pe ăla sau nu? Nu știu, voi știți. Eu aș lua ăsta, în schimb. Bun. Ne luăm ăsta, avem dragonul asigurat acolo, chestia asta mică, care nu știu câte minute ține exact. Și am plecat. Bun, deci avem 858 AP în momentul de față, 3, aproape 3 KHP, ceea ce o să ne ajute enorm. Și ultimul item vreau să-mi iau Void Staff, pentru că nenorocitul de Garen și-a luat AP Resistance, adică Magic Resistance. Nu e ok, nu e ok pentru că mă poate bate, că nu-i dau așa de mult damage, dar ne descurcăm cu el, nu-i problemă. Ăla-i bătut, e win, mă. E win, noroc că n-am închis filmarea și am fost încrezător, vedeți despre ce vorbim? Lasă-l pe ăla să pușeze, noi le pudăm jos toată baza până pușează el. Vine Garen, dar nouă, nu, 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 ne pasă. Uai, doamne, v-ați văzut cât dau? Cât dau cu AP-ul pe care l-am? Haide, pa, pa. Pa, pa, gugu. Am dat și ultima ta eu. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați Alba Games să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să revenim cu forță cu seria de League of Legends. Eu am fost Alex, iar noi ne revedem data viitoare. Pa, pa, băieți!